Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, problema e că am început cu murăturile, am trecut înspre Rasol. Așa. Acum suntem pe la fripturi, este nenorocire și nu știu cum se face că am rămas în zonă. Am citit undeva că muzica simfonică are efecte directe asupra poftelor astea de mâncat. E un studiu al cercetătorilor, nu o să credeți, japonezi. Opa! Da. Deci Bach și Beethoven. Zice că Bach și Beethoven, dacă asculti în mod special, te ajută să nu mai poftești la mâncăruri de tip fast food. A, că intri într-o stare de-asta de fițe. Cred că ți se face rușine. Devii prețios. Și urma pe eroica. Da. Și urma... Da. Asta e. Da. Ce poți să mănânci pe Sinfonia 5-a? Închide ochii, Luca, și zice ce... ce simți. Ce simți? Ciorbă. Ciorbă simți? Uh-huh. Eu simt un T-bone. Nu. No. Ba da, simt o friptură de vită adevărat. O tocană. Un gulaș scăzut. Practic ăștia doi simt orice. Gulașul, vezi, te apropii deja de mitele Europa. Gulașul este de la Budapesta încolo. Nu, clar, asta mi s-a fixat. Acum gulaș scăzut. Da, da, da. Rasol. Eu zic că dacă vă pun o merdenă aici în față, o simțiți pe orice. Cum e aia, bucuria simfonie împăratului? Cum e la Viena? Rasolul ăla... Da, ceva de genul. Bucuria împăratului, da. Nu știu. O să fac o paranteză. Au venit mai multe mesaje că hreanul e bine să-l dai prin mașina de tocat carne. Știi ce zic? În loc să-l razi. Nu cred. Da, sunt mai multe de asta. Deci, de la niște doamne, deci care parcă avut, știu... Au mai avut și alte persoane dificultăți cu rasul hreanului. Da. Deci, de adevărat, ăla simte hrean când ascultă... Da. Deci, 800 de participanți la acest studiu japonez au fost supuși unor audiții muzicale complexe, din genuri foarte diferite, jazz, muzică clasică, hip-hop, rock, metal, timp în care li s-a cerut să ordoneze 16 tipuri de mâncare în ordinea preferințelor. Vrem și ce le-a dat? Nu, la diverse mâncăruri, mă, lasă, ce contează? Vrem și noi la studii de-astea. Deci asta zic. Facem un apel la cercetători. Din păcate am văzut un grafic, în Europa, fondurile pentru cercetare în România sunt pe ultimul loc din 27 de țări. Adică pe ultimul loc, chiar și Bulgaria au mai multe fonduri pentru cercetare. Deci de-aia n-avem noi astfel de cercetări. Mergem la ruse. Da. Noi ne oferim să mâncăm 16 feluri de mâncare, ascultăm orice muzică ne dați. Orice. Chiar și manele, mâncăm ironic și ascultăm ironic. Da, corect. Da. Și cum spuneam, deci muzica clasică a îndepărtat oamenii de fast food, dar le-a trezit interesul pentru dulciuri. Și acum eu, ca să fiu cinstit, mi se pare că micii merg perfect pe oda bucuriei. Micii merg pe oda bucuriei de rup. Din experiența mea... Ascultă, hai să-i propunem lui Hepa. Asta n-am auzit la el. Păi ar fi, dar nu cred că ar fi o problemă. Și acolo, din punct de vedere muzical, e unicat în România. Știu. Hepa, dacă ne asculți, ai oda bucuriei pentru mici. Pe oda bucuriei eu nu pot să mănânc. Deci asta e soluția. Cura de slăbire, da, perfectă. Deci, oda asta bucuriei. Asta nu mi-e inspiră nimic. Doamne, iartă-mă. Știi cum aș băga? Da, dar, deci, te îndepărtează de fast food, muzica clasică, dar stârnește, e studiu serios, 800 de participanți. Muzica clasică stârnește interesul pentru dulciuri. Prăjiturele, ciocolățele înghețate, Bach este foarte tare. Yeah. Nu simți cum vine un happy hippo? Uite, mă, că ați ținut minte că îmi place happy hippo. Nu că m-ai emoționat cu happy hippo. Deci îți spun la Istanbul, îți spun la baclavale, numai Bach îți spun. Ce n-ai înțeles ce tu? Deci mâncă o amandină. Suntem total pe lângă, pentru că realitatea lui Luca îi place Mozart. A declarat-o inclusiv în această dimineață. Pralinele. A anunțat... Și cantautul ăsta. Cantautorul. Compozitorul. Ne-a anunțat că la aeroport bagă praline. La aeroport niciodată, în viața mea. Nu am trecut prin otopeni fără să cumpăr 10 praline Mozart, da, să le iau cu mine. 10-20, depinde de durata călătoriei. Și cum e când trece de control pașapoarte și așa, urcă rampa aia și după aia e, nu știi, stânga-dreapta. Nu știu exact unde sunt. Deci, niciodată n-am trecut să nu iau 10 praline, să le iau cu mine
până la boarding. 10-20. Până la boarding. Da, bă, că astăzi a zis că ia doar două. Nu, două le mănânc acolo, pe loc. A, și restul? Le mănânc înainte să le plătesc. Avion. Restul în avion? Restul... Da, eu l-am întrebat, luăm și noi un sandwich pentru drum? Nu, zice, eu mă descurc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.